Potrivit deputatului, guvernul gestionează nereușit starea de lucruri în domeniul energetic și, dacă va continua tot așa, nu va face decât să agraveze situația din economie și să sărăcească și mai mult populația. Era de așteptat astfel de situație, fiindcă inițial, cum am subliniat și mai înainte, condițiile contractului, care am înțeles că acum este făcut public, dar cu care nu am avut posibilitate să iau cunoștință, condițiile contractului probabil sunt nefavorabile Republicii Moldova, cu toate că guvernarea a spus că este un contract foarte reușit, am văzut și unele tratări ale unor miniștri care afirmă că sunt cunoscători de dominare, de gesturi și așa mai departe, dar este un contract care probabil este nefavorabil Republicii Moldova inițial, de aceea pentru a nu genera în continuare și a nu dezvolta această criză, contractul ar trebui urgent renegociat ca Republica Moldova să obțină în primul rând un preț favorabil pentru ea, un preț care ar fi acceptabil pentru plata de către consumatori, astfel încât această situație să nu se perpetue. Totodată, vicepreședintele fracțiunii parlamentare a blocului a mai menționat că statul trebuie să vină cu un suport mai consistent pentru consumatori în condițiile creșterii tarifelor. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului, Natalia Gavriliță, Anastasia Taburceanu, a menționat că guvernul nu comentează declarațiile lui Furculiță, dar că face tot posibilul pentru a gestiona situația în favoarea cetățenilor. Guvernul nu comentează declarațiile domnului Furculiță, dar este important să menționez că la momentul de față executivul întreprinde toate măsurile care ar putea ajuta la soluționarea problemei pe piața gazelor. Amintim că astăzi este ultima zi când Moldova Gaz ar urma să-și onoreze obligațiunile contractuale față de Gazprom și să achite cele 60 de milioane de dolari pentru consumul de gaze naturale în cea de-a doua parte a lunii decembrie și primele două săptămâni ale lunii ianuarie. Amintim că, potrivit înțelegerii dintre părți, în caz de neachitare a facturii până la data limită, gigantul rus poate sista livrarea gazului în următoarele 48 de ore.